domnule ministru, ca să mai discutăm un subiect, și anume proiectul de lege halucinant depus la Parlament de Diana Șoșoacă. Senatoarea propune ca România să invadeze Ucraina și să anexeze nordul Bucovinei, teritoriile Herța și Buceag, Maramureșul istoric, dar și insula Șerpilor. În opinia Dianei Șoșoacă, România ar trebui să facă același lucru pe care l-a făcut Putin, să încalce orice tratat internațional și să intre cu tancurile într-o țară vecină. Senatoarea aleasă pe listele AUR și devenită între timp independentă este cunoscută pentru discursul său pro-rus, anti-NATO și anti-Uniunea Europeană. Din fericire, totuși, niciun alt parlamentar nu și-a declarat susținerea pentru ideea periculoasă a Dianei Șoșoacă. Domnule Adrian Cioroianu, dincolo de faptul că știm cum este privită Diana Șoșoacă în politica din România și în țara noastră și toate declarațiile pe care le face, există foarte multe controverse în jurul acestui personaj. Cum ajung astfel de mesaje în afara țării noastre, pentru că cu siguranță astfel de mesaje sunt preluate, și cum le pot folosi, de exemplu, rușii pentru a manipula în continuare și pentru a transmite mesaje false? Păi ați sesizat esențialul. Problema unor astfel de declarații nu e că ar obține vreun mare sprijin intern. Pe plan intern, doamna Șoșoacă deja este un personaj insignifiant politic vorbind, dar genul acesta de propunere pe care o face, evident că va fi îmbrățișată de propaganda pro-rusă ca să arate că, iată, sunt și în alte țări opinii consensuale care cer Ucrainei să renunțe la anumite teritorii. Și cum vorbeam ceva mai înainte, politicienii fac prostii. Vedem și la noi exemplele, astfel de fantasme. Și momentul e nepotrivit, și propunerea e nepotrivită, și persoana care o face e nepotrivită, așa încât avem toate condițiile pentru un mare eșec al acestei propuneri, doar că, fiind un personaj izolat în politica românească, fiind un personaj în scădere de viteză, are nevoie de astfel de scandaluri. Și inclusiv este... pentru a discuta, nu, iată, la 10 dimineața, să discutăm despre un personaj politic despre care aproape că uitasem. Da, și este un personaj vocal care vrea să iasă în evidență, dar discutăm de-a lungul timpului și despre fake news și toate aceste informații false care sunt răspândite ajung la multe, la multe persoane și până la urmă nu toate află că este o informație falsă sau că sunt informații cu scop propagandist. Ce efect ar putea avea astfel de mesaje? Păi acesta este secretul fake news-ului, că pleacă de la lucruri reale, li se dă o conotație ticăloasă și se produce manipularea. Sigur că în istorie există un diferent de natură istorică. A existat, mă rog, între noi și Uniunea Sovietică, care e cea care a trasat granițele. Nu Ucraina a trasat granițele, și Uniunea Sovietică după al doilea război mondial. Dar asta e o latură a problemei. În condițiile în care nu toată lumea, într-adevăr, știe istorie, nu toată lumea își dă seama care ar fi avantajele, care ar fi dezavantajele unor relații bune cu Ucraina sau relații strânse cu Rusia, nu toată lumea se gândește la aceste lucruri zi de zi și, într-adevăr, astfel de propuneri pot să atragă atenția, mai ales că dau impresia că vor îndrepta mai știu eu ce injustiție istorică. În realitate e o manipulare. Și cu cât mai mulți oameni explică acest lucru, și la nivel de educație, și la nivel de școală, de media, presă, vizuală, audio, de orice natură, cu atât vom educa cetățenii în ideea de a fi mai precauți și de a nu mușca astfel de momeli care sub pretextul îndreptării istoriei, de fapt, fac propaganda unui stat care a declanșat un război, pe nume Federația Rusă. Domnule ministru, mulțumim mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații.